Redacțiile Informația Zilei și Informația TV au inițiat o campanie caritabilă pentru 5 suflete greu apăsate de soartă din satul mare. Noi suntem familia Lăcătuș, avem 3 copilași care, din păcate, băieții au o boală destul de gravă. Cel mare, Alexandru, în vârstă de 15 ani, are tetrapareză spastică de gradul 1 și cel mic, Iosif, s-a născut cu o parte a creierului nedezvoltată. Bunul Dumnezeu ne-a oferit acest lucru, ne-a oferit copii special și ne bucurăm de ei. Din păcate, viața nu le-a zâmbit câtuși de puțin. Practic, 5 persoane locuiesc de mai bine de 6 ani într-o cămăruță de aproximativ 25 de metri pătrați. Am avea nevoie de un loc mai mare. De multe ori, deci ceilalți doi frățiori cer ceva, vor ceva și atunci, bineînțeles că îi atrage atenția și nu mai e atentă la întrebare sau, mă rog, la oră la care e. Din moment ce este așa mic locul, deci este un pic mai greu. Dar având în vedere acest lucru, eu sunt foarte mulțumită cu ea și a avansat foarte mult. Deci având în vedere că a avut probleme la pronunțarea cuvintelor, a avansat foarte mult, este mult mai atentă și înțelege mult mai bine lucrurile și se poate și exprima mai bine. Alina Bala este angajată în prezent ca asistent personal al lui Alexandru, iar Iosif Lăcătuș a fost în concediu paternal cu cel mic până la 7 ani. Urmează să se angajeze ca asistent pentru copilul cel mic, pentru că, din păcate, nu poate să lucreze. Deci eu, chiar dacă mă duc la cumpărături sau unul dintre noi, celălalt trebuie să fie non-stop, deci aproape de ei. Deci nu poate să ne mișcăm absolut deloc de lângă ei, pentru că poate să-și facă rău sau, doamne fel, poate să cadă, să se lovească. Și din acest motiv, deci nu putem să mergem la lucru, niciunul dintre noi, nu putem să lăsăm pe celălalt, trebuie să fim lângă ei. Sătmărenii care sunt dorniți să ajute și au posibilitatea pot face donații la contul în lei RO22BTRL03101204744434XX pe numele lui Lăcătuș Iosif. Acesta poate fi contactat la numărul de telefon 0773 73 95 02.